Deci 104 lei astăzi. Două camere. Două camere. Așa, de la, crește la 104 la 121, deci cu 17 lei. La un apartament cu 3 camere, de la 150 de lei la 175 de lei, creștere cu 25 de lei. La un apartament cu 4 camere, de la 174 la 202 lei, creștere cu 28 de lei. Faptul că la Suceava taxele și impozitele locale, așa cum am mai spus altă dată, sunt la un nivel relativ mic, cum comparați celelalte autorități locale la nivel național, eram într-un clasament pe locul 5, ceea ce privește cele mai mici taxe și impozite locale. Deci cu toată această majorare, la un apartament cu 4 camere se plătesc 2 milioane de lei vechi pe an. Sigur, trebuie să stăm să judecăm, nu cred că chiar e atât de mult, mai ales că cei care plătesc până la data de 31 martie beneficiază de acea bonificație de 10%. Deci scăzând acei 20 lei din 10%, vine 180 lei RON, 1.800.000 lei vechi, ca să ne înțeleagă toată lumea, pentru un apartament cu 4 camere. Eu îmi permit să spun că sunt niște taxe cât de cât normale, nu sunt mari. Asta este situația. Încă o dată zic că unii legi nu-i tocmeală și probabil mâine se va aproba în Consiliul Local să terminăm această discuție legată de taxele și impozitele locale pentru anul 2013. Persoanele care deja au achitat, ca să poată beneficia de bonificație 10%, sunt obligate să achite diferența până la data de 30 septembrie. Așa spune codul fiscal modificat.